Bine ați venit alături de noi. Astăzi discutăm despre luxația de rotulă. Cum ajungem să avem această luxație? În primul rând să explicăm oamenilor care e rotulă, unde se află, ca să știm despre ce vorbim. Rotulă este osul ăsta rotund în fața genunchiului, iar luxația lui înseamnă a părăsi locul ei, da? La șansul femoral, deplasarea lui spre extern, da? Spre partea externă. Luxația de rotulă se întâmplă din două motive. Unul, post-traumatic, atunci când ai un traumatism și distrugi una dintre structurile anatomice pe care țin rotulă pe loc, atunci automat ea deviază și părăsește locul și iese spre extern. Acum, luxația post-traumatică poate să fie una care iese și intră singură la loc, sau să luxeze rotulă și să rămână afară și să fie nevoie de o persoană medicală să o pună la loc, să o reducă. Reducerea, asta e denumirea în lumea medicală, reducerea luxației. În oricare dintre aceste două situații și de variante de luxații, ca să spun așa, care sunt cauzele care duc la... Asta, aici e cauză traumatică, acestea. Că asta ziceam, că sunt două cauze. Cauză traumatică, o căzutură, o lovitură, o mișcare greșită. La fotbal, în general, dacă se lovește un picior direct, lovitură direct în rotulă, îi sare rotulă sau o mișcare greșită. Însă mai există și variante de luxații recidivante, problemă congenitală. De când te naști, ai o problemă la femur, la rotulă, sunt mai multe probleme, o să le enumerăm, care duc la luxație recidivantă, adică de mai multe ori. Sar genunchiul la mai multe mișcări simple, unde alții n-au nicio problemă în stabilitatea rotulei și datorită faptului că așa ai avut, de când ai născut, o mică malformație. Nu neapărat la vârstă foarte mică. Unii au o malformație la nivelul genunchiului. De exemplu, unul dintre malformații este șansul femoral. Asta e osul femurului. Iar aici vine rotulă, se așează rotulă în șansul ăsta. La unele persoane, șansul ăsta e mai șters, e mai plat. Atunci rotulă nu are loc să se așeze în șansul respectiv, ci devine instabilă pe o suprafață dreaptă, da? Devine instabilă, iar atunci când slăbește mușchiul, că teoretic e susținută pe loc de către ligamente mușchi, așa, când slăbește mușchiul, devine simptomatic. Adică până la vârstă de 16 ani nu are nicio problemă și la 16 ani începe să aibă probleme că nu mai face sport, a început să reducă activitatea și atunci mușchiul e mai slab și nu mai ține rotulă pe loc. Având și o suprafață mai plată unde nu stă rotulă în șansul femural, deviază spre extern sau spre intern. Da? Și atunci simte o instabilitate la anumite mișcări, nu neapărat să și luxeze, dar e deranjant, fiindcă simte că se mișcă rotulă, câteodată se blochează genunchiul în anumite poziții și atunci abia atunci apelează la vină la medici și când îi spui că este o problemă de la naștere, îi spune, păi nu, până acum n-am avut nicio problemă, au trecut 16 ani de când m-am născut, nu am avut niciodată nicio problemă, datorită faptului că slăbește mușchiul. Categoric că sunt multe alte motive, dacă rotulă e un pic mai sus sau mai jos de unde trebuie, de șansul respectiv. Toate problemele astea se manifestă într-un mod direct cu o instabilitate rotuliană. Domnule doctor, cât de gravă este o luxație de rotulă? Este destul de grav dacă se întâmplă de multe ori, fiindcă de fiecare dată când rotulă părăsește locul ei, ea distruge cartilajul. Există un traumatism și nu numai la nivelul cartilajului, dar și la nivelul țesuturilor de lângă. Aripioarele interne, externe, care țin rotulă, gândește că rotulă stă pe loc prin mai multe forțe. Orice dereglare la forțele respective, cât că e tendonul, mușchiul, ligamente sau orice, o să devieze spre extern și atunci automat avem șansa de distrugerea cartilajului de fiecare dată când iese, ea freacă de femur și se distruge cartilajul. Repetând chestia asta de mai multe ori, fără să apelezi la medic, că mulți o pun la loc singur, zice, lasă, m-am descurcat, e ok, se repetă încă o dată iar la același lucru, dar de fiecare dată când apare traumatismul respectiv, apare distrugerea la structurile anatomice și automat când ajungem la medic, o să fie o operație mai grea, fiindcă dacă avem o luxație recidivantă, din păcate tratamentul este chirurgical. Poate să fie ceva simplu, gen doar un lateral release, să dai drumul la rotulă și să o centrezi, din țesutul moale și din mușchi și ligamente, sau în unele cazuri, cum am zis, dacă avem șansul ăsta mai plat, să face reconstrucția. Scoți partea asta de cartilaj, iei un pic din os și după aceea faci formă încă o dată al șansului femural și atunci ai o stabilitate din forma anatomică a femurii pe care ai refăcut-o. Cu siguranță mai există alte variante de a face ligamentoplastie, să face o mică tăietură de aici, luăm niște ligamente, numesc hamstring, din partea asta internă a piciorului și se face reconstrucție la MPFL, Middle Patellofemoral Ligament, care trage rotulă spre centru și nu mai permite să
părăsesc, să se deplaseze. Exact, dar, domnule doctor, în cazul articulație. Persoanelor care se nasc cu aceste luxații de rotulă și spuneați că până la vârsta de 16 ani, de cele mai multe nu le depistează, există un set de analize pe care poate părinții ar trebui să le facă? Nu, analize de sânge și radiografii simple. Astfel încât cumva să preîntâmpine? Da, sunt radiografii simple. Nu trebuie să ne ducem la CT sau rămâne de la vârsta așa mică să rădim prea mult. O radiografie simplă sau chiar o ecografie poate să identifice unele probleme la nivelul genunchiului, mai ales dacă ai simptome, adică îl vezi că îl mai dor genunchii, îl vezi că îți spune că simte ceva la genunchi. Nu o să știe copilul să zică exact ce se întâmplă. Nu o să zică piciorul, exact. Nu? O să zică că are probleme, că a simțit o durere, atunci automat ne ducem la medic, facem o ecografie simplă, vedem șanțul femoral, vedem structurile anatomice cum sunt, examinarea clinică, să vedem dacă rotula este așezată mai sus sau mai jos și putem depista lucrul ăsta, iar dacă îl depistăm la o vârstă mică, avem toate șansele să reușim să adaptăm corpul respectiv cu kinetoterapie, cu exerciții speciale de întărire musculară, fără să mai fie nevoie să-l operăm pe viitor. Există o anumită fașă, o anumită orteză care poate fi pusă în zona respectivă tocmai pentru a evita, da, sunt orteze operație speciale de medializare a rotulei și centrare a rotulei, care au un șans în jurul rotulei, care mențin rotulă în poziție și face un echilibru al forțelor asupra rotulei și menține rotulă pe loc până întărești musculatura și face musculatura lucrurile astea. De asta e important să asociem. Adică nu e important doar să portăm o orteză și să zicem că va trata problemă, că nu e așa. Trebuie să asociezi cu un alt tratament. Dar e o metodă temporară de a stabiliza rotula. Mai ales post-traumatic. E foarte important să porți o orteză ca să menții rotula pe loc până se vindecă țesuturile lezionate. Ne-ați povestit acum câteva momente în mare cum se face operația. Povestiți-ne puțin, vă rog, și despre recuperare. Pare o operație foarte grea. Recuperarea este la fel de grea? Acum depinde. V-am zis, sunt cel puțin vreo 5-6 metode de tratament chirurgical vorbind. Recuperarea variază între 3 și 8 săptămâni în funcție de ce metodă folosești. În unele, gen reconstrucție cartilajului, acolo n-ai voie să calci 4 săptămâni deloc pe piciorul respectiv, iar celelalte, unde MPFL-ul, de exemplu, reconstrucția de ligamente sau alte metode de lateral release, poți să calci din prima zi și să faci exerciții de întărire musculară și de mobilitate și stretching pentru 4-6 săptămâni. Adică nu e așa de grea. Doar în variantă de reconstrucție de cartilaj ai restricții, gen n-ai voie să calci pe piciorul respectiv până se reface cartilajul respectiv. Dar în cazurile grave ale acestei afecțiuni, recuperarea este completă sau nu vom putea niciodată? Rezultatul final e unul foarte bun. Recuperarea este completă. Să știți că am avut chiar o pacientă care s-a temat de operație de recuperare de tot ce se întâmplă până la vârsta aproape 28 de ani. Avea luxație de rotulă aproape zilnic, îi sărea rotulă. Era complexată de lucrurile astea, nici nu mai putea să iasă în oraș fără orteze, nu putea să poarte rochițe, fustițe, că avea tot timpul orteze, era foarte grijulie, mergea și greșit. La 28 de ani nu mai putea și a decis să se opereze, iar de atunci și până acum este mega fericită că poate să facă orice sport că își dorea ea înainte și regretă că nu s-a operat înainte și că a fost frică din vorbele altuia, că e foarte greu, că nu te opera, că mai bine rămâi așa, mai bine pui orteză, că sunt tot feluri de persoane care vorbesc fără să știe exact despre ce e vorba și te creează o teamă la tine să mai mergi la medic și să ajungi să afli exact despre ce e vorba. Și de asta recomand tuturor care au probleme să ajungă la medic, să afle exact care sunt variantele de tratament și sunt sigur că nu vor regreta. Domnule doctor, haideți să discutăm puțin și despre copii, pentru că în mod special și cei care fac sport se lovesc de această problemă. Cum își dau seama părinții că ei au o luxație în zona rotulei? Care sunt analizele și investigațiile care trebuie făcute? Deci dacă vorbim de o luxație și completă... Și cum își dau seama părinții că copiii lor s-au născut, da, cu această problemă? Pentru că vorbeam și de luxația la rotulă... Congenitale, da? Deci dacă vorbim de o luxație completă, rotula va părăsi locul, se va deforma piciorul, o să-l vezi, nu o să mai poate întinde, deci nu ai cum să ratezi asemenea eveniment. Însă, de cele mai multe ori există instabilitate rotuliană, adică rotula nu e stabilă, se mișcă sau subluxație, cum am vorbit și înainte, că există luxație și subluxație, și atunci nu ai semne vizibile foarte mari, e mai mult ceea ce simte copilul respectiv, modul în care merge și alergă și în unele cazuri zice că simte că rotulă se mișcă. Genunchiul se poate de asemenea și umfla?
Da, dacă faci un sport ce ai o subluxație sau o deformitate, se simte mai mult și se umflă. Iar un semn foarte important că la copii, dacă vezi după ce a făcut un sport, a alergat prea mult, zice că îl doare sau se umflă local, înseamnă că există o problemă, că nu mai există niciun motiv. Mai ales pentru băieții care fac și fotbal. Fotbal e unul dintre cele mai puternice sporturi care cauzează luxație de rotulă, fiindcă ai traumatismul direct asupra țesuturilor și atunci dacă ai deja o predispoziție și mai primești și o lovitură care rupe un pic din ligamentele respective care mențin rotulă pe loc, automat ai șanse să părăsească rotulă articulației. Bun, și în cazul copilor care nu știm că sunt și în creștere, cum se poate rezolva și trata această luxație de rotulă? În cele mai multe cazuri la copii încercăm să le tratăm fără operații. Rare ori facem operații la nivelul țesuturilor. Nu apelăm la operații care includ modificări la nivelul cartilajului sau osului, fiindcă ei sunt în perioadă de creștere și orice operație la nivelul cartilajului de creștere poate să deterioreze creșterea și atunci încercăm întotdeauna să tratăm cu fiziokinetoterapie sau să apelăm la metode de țesut moale și de mușchi, de reconstrucție, de lateral release, tot felul de operații ușoare care dau rezultat foarte bun. Și dacă tot am vorbit despre tratamentul non-chirurgical și despre dorința, mai ales a părinților, nu, de a preîntâmpina această și de a evita această operație, știu că există un anume tratament denumit RICE, imobilizarea genunchiului REST, aplicarea compreselor cu gheață, da, ICE, fașa elastică compresă și ridicarea piciorului. Ceea ce elevation trebuie să facem în cazul nu numai subluxației de rotulă, dar orice traumatism, tehnica RICE bazează pe eleverea piciorului, să ridicăm piciorul, să punem gheață local, să punem o compresie asupra genunchiului sau asupra articulației unde e lezionată, categoric nu e suficient, trebuie să apelăm și la un medic. Dar asta e un fel de prim ajutor pe care îl facem atunci când avem un traumatism sau o luxație, subluxație la nivelul rotului. Și totuși, ca o ultimă întrebare, domnule doctor, care sunt sfaturile dumneavoastră ca să putem să prevenim aceste afecțiuni în cazul în care nu ne naștem cu... Da. În primul și în primul rând este foarte, foarte important să întărim musculatura gambei, da, și a coapsei, fiindcă ei sunt forțele musculare care mențin rotulă pe loc. Exerciții de stretching, putem să facem chestii ușoare, gen bicicleta acasă, nici nu trebuie să ajungem neapărat la un kinetoterapeut sau la o sală, care întărește mușchii și ajută la stabilizare rotulei. Iar dacă avem probleme și vedem că se repetă durere, o durere continuă la nivelul genunchiului sau o instabilitate rotuliană, automat să apelăm la medic, fiindcă putem să rezolvăm problemele astea fără operații în cazurile incipiente, ceea ce e foarte important. Și dacă vrem să apelăm la dumneavoastră, vă căutăm pe Facebook, nu? Da, Tarek, o pagină Nazer. Dr. Tarek Nazer. Vă mulțumim din suflet și vă mai așteptăm cu dragul la noi. Mergem mai departe, acum avem imagini spectaculoase de la